Este vorba despre un accident rutier produs pe strada Bogdan Dragoș din municipiul Roman. Din primele cercetări se pare că conducătorul acestui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar în urma impactului a rezultat rătămânarea corporală a pasagerii dreapta față. Partea carosabilă este la negru, după cum vedeți, dar conducătorul tot spune că nu a adaptat viteza și a bruscat comandă. Tot bani, tata, am căutat să tragem din mașină cu toți mai mulți băieți ca să tot dăm o leacă din copac de acolo, tata. Trebuie să n-am avut treabă. Pierdele și până la pancă. Ia, filmează, băie, tu te-ai fi conexat, să vadă. Nu cu două patru. Dar ce nu știu, nu trebuie să ieși prin loc. Da, mă, acolo un pic, vei că am văzut doamna acolo de doamna acolo și cu care în coate. Și cum mă gândesc? Da, că tot e chestat. Fiecare greșeală pe tine. Hai, hai. Piciorul ăsta doar ei? Hai! Am primit un apel telefonic pe sistemul 112, precum că în zona Bălcescu, cartierul Bălcescu, s-a produs un accident rutier cu o mașină a intrat într-un copac. Am represat la fața locului cu auto specială pentru descarcerare și o auto specială de lucru cu apă și spumă și am constatat că lucrul din spate era într-un copac lateral dreapta și soția dumnealui, o femeie în vârstă de 47 de ani, blocată, rămasă blocată mașina. Aveți idee în ce împrejurări s-au produs? Nu pot să spun, dar în fondul derapajului. A intrat în derapaj mașina. Ați sentit cu câte mașini, cu câți oameni? Am intervenit cu auto specială pentru descarcerare și o auto specială de lucru cu apă și spumă. Am lucrând pentru descarcerarea și scoaterea, extragerea victimei din mașină.